Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, prin Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie, a organizat astăzi un simpozion cu tema Istorie și Memorie, Holocaustul și evreii din Alba Iulia. La eveniment au fost prezenți studenți, masteranți, doctoranți, cadre didactice, dar și cercetători din țară și din străinătate. Manifestarea organizată cu ocazia comemorării a 70 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord a fost gândită cu scopul de a trage un semnal de alarmă pentru toți aceia care se întreabă dacă a existat sau nu un holocaust. Simpozionul pe care l-am organizat în această zi a fost ocazionat de comemorarea a 70 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord. Alba Iulia a fost în mai mică măsură un loc de unde au fost deportați evrei, dar a fost un loc cu o comunitate extrem de importantă evreiască, cu o istorie extrem de importantă, care din păcate astăzi atât comunitatea cât și istoria sunt fie într-o scădere dramatică, fie din privința istoriei este extrem de puțin cunoscută. De ce comemorăm Holocaustul? Pentru că este o parte a memoriei noastre. Este important, așa cum s-a văzut la ceremonia religioasă de la cimitirul evresc din Alba Iulia, este important să fim alături de oamenii care au suferit acum 7 decenii. Ei nu mai sunt atât de mulți încât să poată organiza o ceremonie religioasă după toate normele rituale, dar este extrem de important pentru relația noastră cu ceilalți, cu oamenii care sunt lângă noi, să fim alături de ei. În cadrul acestui simpozion organizat pe tema Holocaustului și a evreilor din Alba Iulia au fost dezbătute teme ca aspecte ale politicii antisemite în județul Alba în timpul regimului național legionar, revii din Alba Iulia în timpul Holocaustului, mărturii pentru prezent, evreii de lângă noi și patrimoniul lor. Sunt două teme mari. Prima este cea a comemorării despre care vorbeam, legată de evenimentul de acum 7 decenii, și cea de-a doua este o prezentare a rezultatelor parțiale ale programului de cercetare care a vizat cimitirul evresc din Alba Iulia. Evenimentul de comemorare a fost organizat de Federația Comunităților Evreiești din România, Comunitatea Evreilor Alba Iulia, Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia, Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie.